semnele care ne arată debutul unui posibil diabet, mai ales de tip 1, dar și de tip 2, sunt poliuria, polifagia și polidipsia. Poliurie, fac mult pipi, urinez frecvent. Polifagie, mănânc mult. Polidipsie, beau mult. În afară de aceste trei lucruri cardinale, mai există o anumită fatigabilitate, o anumită oboseală generală a organismului, o lipsă de chef, să o numim așa, dar cu justificare medicală, fasciculații musculare și un anumit disconfort muscular și atât la sexul masculin, dar mai ales la sexul feminin, anumite infecții în zonă urinară și genitală, refractare la tratament, de multe ori însoțite de prurit, de mâncărime. Așadar, dacă beți mai multe lichide decât de obicei, dacă mâncați mai mult decât de obicei, dacă mergeți la toaletă mai frecvent, este cazul, cu ajutorul medicului dumneavoastră de familie, să faceți o analiză de sânge extrem de simplă, nivelul glucozei în sânge, adică glicemia.